Conform unei ordonanțe de urgență adoptate de curând, sistemul plăților anticipate pentru alți contribuabili decât societățile comerciale bancare, sistem prevăzut a fi aplicat începând cu anul 2010, se va aplica începând cu anul 2012. Ca atare, pentru anul în care ne aflăm, acești contribuabili au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Pentru trimestrele 1-3 se efectuează comparația impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim prevăzut la aliniatul 3 al articolului 18 din codul fiscal, recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărțirea impozitului minim anual la 12 și înmulțirea cu numărul de luni aferente trimestrului respectiv. În situația în care perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul unui trimestru, impozitul minim se recalculează corespunzător numărului de zile aferente trimestrului respectiv. Prevederile ordonanței de urgență numărul 22 pe 2010 se aplică pentru determinarea impozitului pe profit începând cu anul 2010.